Muzeul Ceasului din Ploiești a fost redeschis după aproape 3 ani, timp în care a fost supus unui amplu proces de restaurare. Muzeul, unic în Europa, găzduiește o impresionantă colecție de ceasuri vechi, considerate adevărate opere de artă. Surprizele încep încă de la intrare. Vizitatorii sunt întâmpinați de o hologramă care îl înfățișează pe Luca Elefterescu. Muzeul găzduiește aproximativ 4.000 de exponate, unele dintre ele cu o valoare deosebită. Ceasuri care au aparținut unor personalități, cum este ceasul regelui Carol I sau ceasuri care au aparținut lui Alexandru Ioan Cuza, Mihail Sadoveanu sau Vasile Alexandri. Cel mai vechi obiect de colecție este un ceas de buzunar realizat de Filip Iacob Bichelman în anul 1652. Pentru ca experiența vizitatorilor să fie și mai interesantă, aceștia au la dispoziție aplicații interactive, holograme și un ceas vorbitor. Siguranța exponatelor este asigurată de sisteme de siguranță și de monitorizare de ultimă generație. Restaurarea a durat aproape 3 ani și a costat aproximativ 5 milioane de lei. Muzeul Ceasului din Ploiești este deschis pentru public de marți până duminică. Biletul de intrare costă 2 lei pentru copii și 8 lei pentru adulți.